Vă salut, mici rândunei și frumoase rândunele! V-a plăcut cum v-am numit? Cum vreți, de ce v-am comparat rândunelele? Hai să găsim niște asemănări și niște deosebiri dintre copii și rândunele. Eu zic că și unii și alții sunt mici, sunt niște viețuitoare și trăiesc în familie. Ar mai fi și alte asemănări, poate le găsești tu. Copiii se deosebesc de rândunele pentru că copiii au mâini, rândunelele au aripi. Copiii nu zboară, iar rândunelele zboară. Copiii nu migrează, nu zboară în țările călătoare pentru iarnă, iar rândunelele migrează. Dacă mai găsești și alte deosebiri, mă bucur. Astăzi continuăm să discutăm despre rândunelele și vom încerca să înțelegem de ce rândunelele se întorc în Moldova sau în alte țări europene unde trăiesc. Tu cum crezi? De ce se întorc chiar dacă acolo, în Africa, au hrană îndeajuns, e cald sau și au condiții minunate pentru trai? Te gândește un pic, apoi revii. Iată un dialog dintre un copil și rândunică. Ascultă. Rândunică, rândunică, draga primăverii fiică, de când cuibul ți-ai lăsat, spune-mi, unde ai umblat? Am umblat din țară în țară după soarele de vară, ca să-l rog să se grăbească înspre țara românească, să înflorească florile, că vin storile. Rândunică, soră dragă, eu te aștept de o iarnă întreagă, tu prin lume ce-ai văzut? Spune-mi, câte ți-au plăcut? Am văzut cetăți bogate, case în aur îmbrăcate, am văzut albastra mare și corăbii călătoare, dar frumos nu-i nici în rai, ca pe al nostru mândru plai. Ai înțeles că rândunica se întoarce înapoi, anume de atâta pentru că consideră Moldova țara ei natală, țara unde s-a născut. Moldova este patria ei. Ce înțelegi tu prin cuvântul patrie? Patria este casa unde te-ai născut. Sunt oamenii dragi care te înconjoară. Patria este drumul ce leagă casa ta de școală, de bunei sau de alte lucruri dragi ție. Patria este școala unde ai învățat. Patria este țara unde te-ai născut. Cuvinte cu sens asemănător pentru patrie este meleag, plai sau pământ natal. Iată patru cuvinte care au același sens. Butonează pauza, citește și memorează. Să analizăm încă o dată versurile, dar nu înainte de a le citi împreună. Dar împreună înseamnă citim împreună. Spune, rândunică, rândunică, draga primăverii fiică, de când cuibul ți-ai lăsat, spune, unde ai umblat? Am umblat din țară în țară, după soarele de vară, ca să-l rog să se grăbească înspre țara românească, să înflorească florile, că vin sărbătorile. Rândunică, soră dragă, eu te aștept de o iarnă întreagă. Tu prin lume ce-ai văzut? Spune, câte ți-au plăcut? Am văzut cetăți bogate, case în aur îmbrăcate, am văzut albastra mare și corăbii călătoare, dar frumos nu-i nici în rai ca pe-al nostru mândru plai. Apoi observat că poezia este scrisă în formă de dialog, de aceea utilizăm liniuța de dialog de fiecare dată când vorbește sau copilul sau rândunica. Iarăși copilul și iarăși rândunica. Hai să găsim în poezie niște propoziții interrogative, adică care conțin o întrebare, și să le citim
cu o intonație interrogativă. Spune-mi, unde ai umblat? Altă propoziție interrogativă ar fi, tu prin lume ce ai văzut? Cea de mai de jos e tot interrogativă. Spune-mi, câte ți-au plăcut? Continuăm să căutăm și să găsim propozițiile exclamative. Vezi, că vin sărbătorile. Și alta? Dar frumos nu-i nici rai ca pe-al nostru mândru plai. Propozițiile ce conțin la sfârșit punct sunt niște propoziții enunțiative. Iată, am văzut albastra mare și corăbii călătoare. Punct, punct. Continuăm. Hai să găsim în poezie propoziții negative care îl au pe nu lângă tânțele. Iată, în ultima strofă este, dar frumos nu-i nici în raie. Cuvântul nu face propoziția aceasta negativă. Celelalte propoziții sunt propoziții enunțiative. Continuăm. Vă propun o sarcină. Să găsiți cuvinte cu același sens, adică cu sens asemănător, și cuvinte cu sens opus. Lucrăm întâi cu prima sarcină. Cuvinte cu același sens. Dar pentru aceasta citim împreună cuvintele. Dragă, plai, a călătorii, mândru. Meleag, scumpă, frumos, a umbla. Încercăm să găsim perechile. Dragă înseamnă așa, scumpă. Plai, ți-aduce aminte că am vorbit? Meleag, a călătorii, a umbla sau a hoinări, mândru, frumos. Bine. Cuvinte cu sens opus. Le citim întâi împreună. Iarnă, bogate, călătoare, frumos. Urât, sedentare, sărace, vara. Încercăm să formăm perechi. Iarnă, cu sens opus, îl are pe vară. Bogate, cu sens opus, sărace. Călătoare, cu sens opus, sedentare. Este sedentarul, cel care stă pe loc. Și frumos, urât. Nu a fost greu. Să citim împreună încă o dată și lucrăm cu partea a doua a poeziei. Împreună. Eu mai încep, tu tare, îndrăzneț și clar. Hai! Rândunică, soră dragă, eu te aștept de o iarnă întreagă. Tu prin lume ce ai văzut? Spune-mi, câte ți-au plăcut? Am văzut cetăți bogate, case în aur îmbrăcate, am văzut albastra mare și corăbii călătoare, dar frumos nu-i nici în rai ca pe-al nostru mândru plai. Ți-amintesc plai, patrie, meleag, țară natală. Te rog să butonezi pauza și să citești încă o dată de două ori poezia. Ai citit, înseamnă că ai revenit. Pentru că în continuare, eu îți propun împreună să memorizăm partea a doua poezie, adică ultimele două strofe. Și pentru ca să-ți fie mai ușor, îți propun niște exerciții. Iată, aici este prima strofă și alături strofa a doua. Eu am lăsat doar prima literă din fiecare cuvânt. Să încercăm să descifrăm, astfel în memoria noastră se va întipări strofa. Hai să zicem. Rândunică, soră, dragă, eu te aștept de-o iarnă întreagă. Tu, prin lume, ce-ai văzut? Spune-mi câte ți-au plăcut. Strofa a doua. Am văzut
cetăți bogate, case în aur îmbrăcate. Am văzut albastra mare și corăbii călătoare, dar frumos nu-i nici în rai ca pe-al nostru mândru plai. A fost interesant? Aha. Continuăm. Acum, altă metodă pentru a memora poezia. Am scris doar primul cuvânt din fiecare vers. Începem. Rândunică, soră dragă, eu te aștept de-o iarnă întreagă. Tu, prin lume ce ai văzut? Spune, care ți-au plăcut sau câte ți-au plăcut? Am văzut cetăți bogate, case în aur îmbrăcate. Am văzut albastra mare și corăbii călătoare, dar frumos nu-i nici în rai ca pe-al nostru mândru plai. Continuăm! Acum, pentru ca să memorez mai ușor poezia, ți-am propus niște imagini, ceea ce ar însemna rândunică, iarnă, o întrebare, încă o întrebare, cetate, casă, mare, corabie și plai. Hai împreună! Rândunică, dragă soră, eu te aștept de-o iarnă întreagă. Întrebarea. Tu prin lume ce-ai văzut? Spune, câte ți-au plăcut? Am văzut cetăți bogate, case în aur îmbrăcate. Am văzut albastra mare și corăbii călătoare, dar frumos nu-i nici în rai ca pe-al nostru mândru plai. Bravo! Dacă e nevoie, butonează pauza și mai recită o dată sau de două ori poezia, conducându-te de aceste imagini frumoase. Ești bravo, ai lucrat bine, nu primești astăzi temă pentru acasă, pentru că îți dau mai mult timp, pentru că știu că ai proba de evaluare la limba română și vreau acolo să-ți concentrezi toată atenția și să reușești. De aceea, ne întâlnim la o altă lecție. La revedere!